Ce s-a întâmplat? Au lovit patru mașini. Prima pe a mea, după aia pe aia de acolo și mai una și aia de pe car, de pe remorcher. Nu știți, era beat? Nu știu, că eu am venit din oraș și erau lovit. Și a oprit aici până la urmă? A fost poliția, da. Nu știu, a fost poliția, l-a luat, cred că da. Ce mai bine să vorbiți cu doamna, că doamna știe mai bine. Deci asta a fost prima lovită. Și aici, dacă vreți să... Deci asta. Da. Da. Info ce este? Nu știu ce e aia. Săi de știi, lucrăm și cu antena. Asta e mașina noastră? Uite, vreau să arăt că și de aici, și aici, și aici, tot roata acolo. Și în spate. Da, da, roata, vedeți, axul. E rupt axul la mașină? Eu bănuiesc, nu știu. Uite, tot, brațele. Așa e? Uite, acolo. Și de Germania. Și număr german și dacă dincolo. Mașinile, dar acolo. Da. Și acolo. Și în partea alaltă. Uite aici. Parcarele lovea să cheamă. Acolo unul pe munci tot așa, cu prasă. Și aveți asigurare. Ei doi care erau de vină și nu mai le dau la cap pe alții. Am asigurare în Germania. Da, da, da. La bot aia, dacă fața o lăsă. O poți prinde sticul pe aici, acum am măturat. Ați fost la poliție. A fost poliția aici. Am chemat poliția. Da, bineînțeles. Eu l-am văzut că ăla zice că eu nu-s de vină, ăla că eu nu-s de vină. Care e mașina noastră? Asta cea de pe... Care în... Acolo, în spate. E și cea mai avariată? Da. În spate e deja. Ea a fost prima sau ultima? Prima, da. Prima. Bun, a șters-o pe-a dânsului. Da, din spate. Și pe urmă a intrat. Da. Și partea aia altă, cred că era mai... Avea viteză, n-ați văzut? Eu n-am văzut nimic, am auzit ceva, un zgomot din casă și am zis să mă uit, dar nu m-am gândit la mașină, mă uit să văd ce a căzut. Doamna, înregistrat și vocea. Uite, doamna, să o chemam jos, că dumneavoastră eu auzit. Doamna Ciortan, da cum să nu? Doamna, au și văzut ceva? Ca să mă duc eu să văd o, pe acolo. Nu văd. Volkswagen avea. N-avea rost nimic, avea doar... Care-i locul? Nu s-a oprit aici, s-a dus mai în față, nu? Mașina mai funcționa? Nu știu. Nu știu dacă funcționa mașina, că nu am văzut-o. Dar nu mai e aici mașina. Nu cred, nici n-am văzut ce mașină a fost. Doar a venit băiatul care a lovit-o și a spus că el a lovit. Deci el s-a întors, n-a plecat de la fața locului.
Doar că a dus mașina mai în față, nu știu unde a parcat, a spus că mai în față parcat. Am înțeles. Altceva nu, n-am văzut, doar am auzit zgomot. Ne-a stat alertat vecini atunci. Da, și a venit. Poți spune să asta? Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat. Un tânăr în vârstă de aproximativ 20 de ani a pierdut controlul autoturismului și a lovit 4 autovehicule parcate regulamentar pe calea Caransebeșului din municipiul Reșița. Tânărul a fost testat cu aparatul alcool test, s-a constatat că nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma accidentului nu a rezultat decât avarierea acestor autovehicule. El fiind sancționat contravenționat. Spuneți-mi, vă rog, se va deschide dosar de cercetare penală sau se vor descurca singuri? Tânărul a fost sancționat contravențional și a fost luată legătura cu societatea de asigurări pentru despăgubiri.